Vă zic o fază interesantă acum. A transmis întâi calul și l-a omorât. Pe urmă a transmis primul copil și l-a omorât și pe ăla. Bă, vereneața, avem o zi plină astăzi, mergem puțin până la nana, până la bunica mea. N-ați mai văzut-o de foarte mult timp. Am vocea asta pentru că de când cu noile legi că de Crăciun ai voie să faci party, hop, ca de camera, m-am cam distrat așa, destul de mult, am cam exagerat. Ziua lui prăjitură. Salut, fraților! Am aici și șmecher rău de tot. Ziua lui prăjitură cu Neanto. La mulți ani prăjit. Bă, dar chiar am prăjit ziua ta, am prăjit. Dar ia-ți pantalonii pe tine. Mă, ce faci aici? Șat, frate. Îl fi săși sau? E studențesc ăsta, așa. Ca la cămin. Pascule, la mulți ani de zi. Da, deci m-am distrat destul de puternic. Mergem la nana să o ajutăm să facă niște treabă prin casă, pentru că na, de la o vârstă nu prea mai poți să faci chestii. Adică eu admir foarte mult pe nana, pentru că pentru vârsta pe care o are, face o groază de chestii wow. La modul merge foarte mult pe jos, are o viață super mega extra activă, dar na, din când în când mai are nevoie și de nepotul ei să o mai ajute cu una alta prin casă. Și cine știe, poate când ajungem o punem așa să povestească niște chestii interesante așa de când eram eu mic și ce prostii făceam, pentru că am fost un copil destul de aiurit, să zic așa, poate semi-handicapat. Stai acolo, tată, stai acolo. Ăla avea stop, e o prioritate și el venea de parcă zici că eu trebuia să opresc pentru el. Da. Trăgugelea bolidul, motorașul de 1.6 care consumă cât un 4.4 V8 benzină. Mă rog, am și plecat acum de pe loc. Dar chiar lăsați-mi jos în comentarii dacă vreți să fac un video de prezentare a acestei mici bestiuțe, care mie personal îmi place extrem de mult. Este extrem de ușor de condus în oraș și foarte plăcut. În mod evident are și puncte slabe, puncte proaste. Dar asta rămâne să le discutăm într-un videoclip special cu prezentarea acestei mașini. Stai un pic, aici e o zonă unde trebuie să ai mare, mare grijă. Ia uitați-vă și voi câte... Doamne, deci aici trebuie să fii contorsionist cu mașina ca să reușești. Auzi-o. Stai, mami, că nu te lovesc, stai liniștită. Gata, gata. Ia uite-o. De câte ori am făcut drumul ăsta să-mi ia picioarele, că pot să trec și cu ochii închiși cu spatele. Claxonul ăla pe care îl face în momentul în care închizi mașina mi se pare... Fiță maximă, jur. Salut, mâna! Ce faci? Nana? Vezi că ești pe vlog? Direct ești pe vlog, că filmez. Dar ce faci? Iară ești acolo, filmezi? Bă, ne punem pe treabă, că avem de lucru. Mamă! Uitați-vă cât trebuie eu să cal. Deci uitați-vă doar. Wow! Da! Bă, frate, găsui ca ultimul porc. Am cărat până acum 3 saci, cred că 40 de kg de fiecare sac, mă jur. Plin de cărți vechi de medicină. Și aici avem sacul cel mai ușor. Ăsta. Și niște furtune de-astea. La gunoi, tată. Ia să vedeți forța aici. Gata sacii. Bă, poate va trebui să mai încerc să fac niște sport. Că e greu, e foarte greu. Da, salut! Haide! Avem aici niște copilași care vor să facem o poză. M-ați văzut acolo la gunoi cum, ați zice forța mamă cum l-am luat și am dat cu el. Vezi, bă, copilașii frumos. Da. Acolo cu gunoi în mână să facem o pozică. Foarte, foarte drăguț. Vă zic
încă o fază interesantă acum. Când era Nana gravidă cu sora mamei mele, Nana a fost trăznită de tunet pe câmp. În plantație, nu? Da. Și cum a fost? Eu m-am dus în plantație cu șareta și a venit o ploaie mare și atunci ne-am adăpostit. Așa, era un muncitor cu vreo 5-6 copii. Uh-huh. Să mai culeagă vișinele care mai rămăseseră. Uh-huh. Ne-am adăpostit sub un șopru unde erau lădițe. Am pus și calul lângă șopru, acolo și a venit un trăzne de la puternic. Te-a trăznit pe tine, tu care aveai gravidă? A trăznit întâi calul și l-a omorât. Pe urmă a trăznit primul copil și l-a omorât și pe ăla și încă trei copii erau în stare de inconștiență. Și copil care era cel care a murit era singur la părinți. Copilul care a murit era singur la părinți. Învăța foarte bine, un copil foarte cuminte și el a zis mă duc la clacă, la doamna Popescu. Da, adică la mine. Și părinții au zis, mamă, ai muncit atât, stai acasă și te odihnește și zice, nu, că vreau să mănânc și eu niște vișine. Săracul de-l. Da, și ați închipui că, așa, ai las trei copii pe care i-a trăsnit, deci eu am fost ultima, a patra, a cincea. În acât anul erai gravidă? Trei luni jumate. Trei luni jumate, da. Și eu mi-am revenit prima, copiii, îți închipui ce aspect era, copiii erau toți inconștienți jos. Au început să strică, era pe un deal la muncitorii care erau la săpat să vină că muriră copiii. Uh-huh. Și au venit cu tractorul, m-au auzit, au venit. Între timp ei și-au revenit și m-am dus și eu într-o remorcă la sediu, la fermă, unde era sediu fermei. Da. Și am dat telefon la spital, la Strehaia, să vină, că sunt un copil mort și trei inconștienți. Dar trebuie avut grijă mare. Pe mine m-a șocat faptul că Nana atunci era gravidă și că Nana a supraviețuit și a supraviețuit și mătușa mea. Da, și să credeți copiii în Dumnezeu că m-a rugat tot timpul să-mi o dea deșteaptă ca fulger pe față. Și așa a fost. Și așa a acum fost. Acum am ieșit modestă. Așa a fost, nu sunt modestă, asta e realitatea, că ea a intrat prima la medicină. Acum e momentul acela de mamă, știi, să te lauzi. Da, da, și spun minciuni. Nu zici minciuni, nu spui. Că și în Franța le-a arătat la deștepție ea că e românca cea mai deșteaptă, că a luat prima pe Romania Power. Pe prima pe Franța la alergologie. Da. Asta e realitatea tot. Deci, bă, povestea reală asta. Deci povestea reală. Da. Și aici așa să o împărtășesc cu voi să vedeți. Da, și au venit părinții băiatului după ce l-au mormântat și a făcut au pus o cruce pe care au îngrădit-o. Și eu n-am mai trecut pe acolo, cu toate că eram șefa de fermă și obligația mea să trec pe acolo, pe la muncitor, n-am mai trecut o jumătate de an. Trist. N-am putut să trec pe acolo pentru nenorocirea care s-a bătut asupra unei familii. Da. Noi aici facem astea pentru perdea, să o prindem acolo, am spălat-o. Pergi, Nana, pa! Pa, pa. Mereu când plec de la Nana la geam. Pam! Pam! E acolo la geam, mereu, de când eram mic. Pam!